Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire care să dezvăluie ceva ce ar trebui știut despre viitor, ceva care este important pentru o anumită dorință care o aveți sau, în general, ceva care ar trebui să știți neapărat. Ca să fie mai particularizată această citire, am să o fac în trei variante, varianta verde, varianta mov sau varianta pietrei albastre. Alegeți intuitiv una dintre aceste trei variante și să vedem așadar care sunt energiile viitorului, ce spun cărțile pentru viitor. Am să-i spun acestei citiri ochiul magic, ochiul cunoașterii. Al treilea ochi, să vedem ce relevă pentru voi al treilea ochi. Wow, puteți avea un succes, o reușită, să știți, o vindecare. Puteți să descoperiți niște adevăruri legate și de sănătatea voastră, legate de calitățile voastre. Deci până în luna noiembrie, până la sfârșitul lunii noiembrie, cu siguranță, pentru voi ceva se poate îmbunătăți. Legat de sănătate, legat de relații, legat de dorințele voastre. Poate chiar legat de o sarcină. Haideți să vedem. Într-adevăr, pot fi și niște evenimente. O reușită, dar trebuie cumva și să fiți prudenți, pentru că în drumul vostru către succes, deci văd că drumul vostru până la sfârșitul acestei toamne, cu siguranță este presărat cu multe reușite. Pot fi petreceri, evenimente, examene, călătorii, o glorie. Dar aveți de-a face și cu situații care să vă pună nervii la încercare. Incertitudinea, trebuie să aveți poate și mai multă încredere în voi. Poate și ține și de a vă ține în echilibru energiile, de a calma, a fi calm, a trata cu mult calm lucrurile. Poate apărea o perioadă de calm sau trebuie să vă clarificați ceva aici legat de o relație, într-o relație, pentru că drumul vostru în viață, în ce vă doriți voi, până la sfârșitul toamnei, poate fi cu multă reușită. Haideți să vedem. Da, într-adevăr, puteți avea mare reușită, întâlnire cu prieteni, revederi cu locuri dragi, revederi cu persoane dragi, un succes, dar și o dușmănie, niște dificultăți care vin, poate și în urma unei greșeli din trecut. Cumva să nu vină o consecință, să vedem. Sau trebuie să evitați să faceți erorile din trecut. Așadar, varianta verde, varianta pietrei mov și varianta pietrei albastre. Alegeți intuitiv varianta care rezonează cu voi și să vedem la varianta aleasă care ar putea fi energiile, ce ar trebui știut, mai bine spus, pentru viitor, ce ar trebui să știți voi pentru viitor. Ce spune ochiul cunoașterii, ce spune al treilea ochi. Ei da, trebuie să vă bazați pe voi. Ar trebui să știți că e o perioadă bună în care puteți învăța lucruri. Poate chiar să vă înscrieți la vreun curs. Sau chiar sunteți deja în această etapă de studiu și trebuie să studiați cu seriozitate. Văd aici că poate apărea pentru voi un examen, un succes, o noutate, un copil, poate chiar la unele dintre voi obține și de un copil, acum depinde ce planuri aveți voi, pentru că văd aici că voi vă veți folosi inteligența, trebuie, deci
voi vă doriți poate să luați un examen, să aflați un adevăr, să aveți reușită cu copilul vostru sau într-o relație cu cineva. Și așa va fi dacă veți fi inteligenți. Pentru că voi nu știți că totuși trebuie să fiți și cu credința. E o chestie care ține și de... cumva trebuie să cereți, cum se spune, îndurare zeilor, să cereți permisiunea lui Dumnezeu. Cereți voie lui Dumnezeu să obțineți ceea ce vă doriți. Deci dacă este îngăduit, dacă dorința voastră este înaliniată cu planul lui Dumnezeu, să știți că văd că vă așteaptă o mare fericire. Deci este foarte posibil că voi să aveți mare fericire, mare reușită. Da, deci este foarte, foarte posibil că se va întâmpla să fiți foarte fericiți, să cunoașteți pe cineva, poate chiar prin într-un proiect nou care îl faceți, se poate petrece un miracol. Ori vă căsătoriți, ori vă îndrăgostiți, ori studiați, ori ceva, văd că ambițiile voastre pot fi. Ce trebuie voi să știți? Că trebuie să evitați lacrimile și să fiți tot timpul cu zâmbetul pe buze, chiar și când poate nu sunt așa motive prea bune de zâmbit, ci doar trebuie să treceți peste lacrimi. Cumva să vă ambiționați să treceți peste perioade de lacrimi, trebuie să vă înțelepțiți, aș putea să spun. Aici cumva trebuie, voi trebuie să căutați să evitați trădarea. Fie că voi să trădați, fie să aveți de-a face cu trădătorii. Să nu iubiți trădarea și nici pe trădător, cum se spune. Pentru că asta pot fi obstacole pentru voi. Deci dificultățile voi le puteți trece cu inteligență. Văd aici că aveți o idee de geniu. Și dacă voi sunteți cumva la curent cu tot ce se întâmplă și sunteți cu, vă folosiți inteligența, anticipați, aș putea să spun aici că voi cumva anticipați, să știți că până în primăvară puteți avea mari reușite, să depășiți dificultăți, să depășiți o perioadă de singurătate, deci cu siguranță vă poate aștepta o mare fericire. O mare reușită puteți avea și legat de bani chiar, da? Deci de bani puteți avea o mare, o celebritate aș putea să spun, un succes. Cumva voi riscați ceva, aveți poate o idee genială și acum ține și de norocul vostru aș putea să spun, pentru că poate fi cu noroc, cu reușită. Ce planuri aveți voi, într-adevăr, poate fi cu noroc, cu reușită, cu daruri. Trebuie să evitați, poate, dezordinea, trebuie să fiți, poate, puțin mai, cum se spune, mai cu o strategie. Pentru că văd că puteți avea succes, mare succes. Ați mai avut în trecut un succes, o popularitate și cumva se poate reactualiza această situație la voi, într-adevăr. Deci, poate că trebuie să și aveți, cereți ajutorul unei persoane de încredere sau veți cunoaște o persoană de încredere, vedeți pe cineva dintr-un semn de foc. Veți avea inițiative de succes. Poate că aveți și niște probe, dacă sunteți într-adevăr capabil să obțineți o funcție, aveți această cunoaștere, poate fi legat și de management, poate fi legat de o afacere, poate fi legat de o relație, în orice caz să știți că puteți avea mare fericire, poate chiar și să vă îmbogățiți, să primiți, să aveți de-a face cu persoane bogate sau să primiți ceva moștenire care vă aduce multă fericire, într-adevăr multă fericire puteți avea, să știți. Deci vă puteți avea o vindecare miraculoasă, aveți niște capacități de geniu sau, nu știu, acea capacitate de vindecare și puteți avea niște beneficii. În singurătatea voastră vă veți găsi forța, puterea, înțelepciunea sau întrebând, studiind. Puteți avea de-a face cu un bărbat foarte înțelept. Poate fi, nu știu, un profesor, poate fi un mentor, poate fi un vindecător sau un preot și el vă va aduce vreo idee aici, cumva puteți să vă refaceți sănătatea, forțele, puterile, posibil și prin meditație, posibil și prin studii, deci vă înțelepțiți, aș putea să ar trebui să știți că trebuie să vă înțelepțiți. Haideți să vedem și la varianta numărul 2. Ce ar trebui să știți despre viitor? Ar trebui să știți că trebuie să evitați lucrurile obscure, mediocritățile, aș putea să spun. Deci trebuie să evitați mediocritățile. Ar trebui să știți că trebuie să evitați mediocritățile, să vă îngrijiți mai mult de sănătate. Vă puteți recupera sănătatea, să știți. Trebuie să vă apărați
drepturile, libertățile, celibatul văd aici. Deci voi trebuie să evitați mediocritățile. Văd că ce aveți voi, dar trebuie să știți că în viitor, dacă sunteți, mai ales dacă sunteți persoane singure, s-ar putea să aveți niște probleme care vă pot afecta pe sănătate datorită unor persoane care vă vor stresa, poate pentru o relație, pentru o distracție, pentru o aventură, pentru că sunteți singure. Sau puteți avea niște dificultăți. Persoane care încearcă poate să vă pună bețe în roate pentru că vor să profite. Aici pot fi și niște persoane care ele vor să câștige repede și caută persoane care sunt mai... nu au mulți prieteni, cum ar veni, nu au mai victimele, cum se spune, ale societății sau unei conjuncturi, pentru că știu că nimeni nu le apără drepturile sau n-au forță, n-au putere, încearcă să profite. Și cumva văd că voi ar trebui să știți că trebuie să evitați aceste persoane care sunt de neîncredere, distracțiile poate cu persoane mai puțin cunoscute sau... Aici văd că voi puteți, voi ați fost poate într-o celebritate sau vă doriți să aveți mai multă celebritate, dar trebuie să o căutați printr-o modalitate mai onestă, mai văd că avariția, lăcomia sau, cum se spune, lingușeala, aici cumva ține și de voi, pentru că stelele vă sunt favorabile să vă împliniți dorințele, aș putea să spun. Să recuperați ceva care ați pierdut, această celebritate, studii, să vă împliniți, să zic așa, în cea mai bună variantă a voastră. Dacă doriți să rămâneți singure, puteți rămâne singure. Dacă doriți să cunoașteți pe cineva, puteți cunoaște, dar va trebui poate să alegeți cu grijă, pentru că la această variantă sunteți poate puțin încercați, pentru că în jurul vostru cumva gravitează, să spunem așa, că sunteți o stea, aveți o lumină, aveți ceva special și gravitează în jurul vostru și niște, să zic așa, niște meteoriți, niște pietricele, niște bolovani, persoane mediocre, persoane poate materialiste sau avare și aici cumva trebuie să fiți voi drăguți, drăguțe, adică diplomați, prietenoși, dar numai niște limite cu cine trebuie, fără să intrați în contradicții, în certuri, pentru că, din păcate, aceste persoane pot fi dușmănoase, adică chiar vă pot duce într-o dezamăgire, într-o dușmănie, să zic așa, devin agitate. Aici poate fi puțină hărțuire pentru voi sau legat și de un viciu al vostru, de o lăcomie, de o ambiție a voastră. Văd că aici trebuie să vă îngrijiți mult pe sănătate. Dar aveți, să evitați stările de agitație, nervoase, să evitați, poate, nu știu, să pierdeți timp cu cine nu trebuie, să vă risipiți energia, să zic așa. Aveți nevoie cumva să vă petreceți timp de calitate, să citiți lucruri de calitate, să mâncați ceva sănătos, să aveți prietenii sănătoase, pentru că în felul acesta văd că puteți ajunge într-o situație de siguranță, puteți primi ajutor să vă vindecați sau să vă apărați drepturile, pentru că s-ar putea să fie, într-adevăr, aici văd că prietenia joacă un rol important, dar poate fi un fals. Deci trebuie să-ți alegi prieteni de calitate, pentru că cumva în viitor ar trebui să știi că îți poate apărea o relație, o tentație, o prietenie, dar poate să te trădezi această persoană. Într-adevăr, bazează-te și pe intuiție, pentru că poți avea succes reușit. Ține de tine, de inițiativele tale, de ambițiile tale, poți avea succes reușită. Și, într-adevăr, trebuie să te ferești de persoanele care sunt mai idei nebunești sau, nu știu, instabile emoțional sau nervoase, agitate, mediocre. Poți avea și idei geniale, ai avut și în trecut, dar poate nu ți-ai dus-o la capăt și acum trebuie să nu mai repeți același lucru, ci trebuie să cauți idei mai sănătoase, mai serioase. Văd că chiar îți poți recupera forțele, poți avea un mare succes, o mare bucurie. Deci vă puteți aștepta, astea-s dorințele voastre de o bogăție, de a avea celebritate, de a avea o relație, să fiți admirați, admirate, curtate de o anumită persoană, să fiți cu o anumită persoană. Dorința se poate îndeplini dacă acea persoană e de încredere. Dacă nu te va trăda, bazează-te pe intuiție, te poate trăda cu altcineva. Proiectele tale pot duce la bun sfârșit dacă sunt înțelepte. Văd aici că
se poate întâmpla acest lucru, dar trebuie să eviți, deci trebuie o strategie, trebuie un plan sau să te ții de ce-ți propui, că dacă ești inconstant, aici văd o inconstanță prin care ai mai trecut și în trecut, nu ți-ai dus la capăt ideile, ți-ai propus ceva și ai trăit cu impresia că merge și de la sine și nu a fost așa, s-ar putea să te repeți acest lucru. Deci trebuie să, într-adevăr, ești într-un pericol dacă nu ți alegi cu bine anturajul, pentru că poate fi o intrigă sau o minciună, o trădare, deci cumva nu-ți folosești bine calitățile. Tu sau persoana cu care ai de-a face, ea poate să fie o persoană bună, cum se spune, cu calități, dar nu și le folosește corect. Cum se spune, brânză bună în burduf de câine. Deci cumva trebuie să eviți acest gen de situație. Pentru că poți avea un ghinion, deci poți avea o neplăcere, o întârziere. Da? Aici, cumva, la tine întârzierea poate vine și să nu te căsătorești repede cu cineva, pentru că intri în anturaj care cumva îți întârzie, cum ar veni să cunoști persoane cu care ai putea face cu adevărat o relație de durată, serioasă, sănătoasă, ori de persoane cu care ești în anturaj nu sunt cele de calitate cu care tu ai putea avea o relație serioasă, sau vei fi trădată, trădat. Da, sau în afacerile tale poți avea niște înșelătorii, aici poate văd intrigi, pierderi, pericol, pericol de a pierde ceva. Poți avea o dezordine, poate apărea o neînțelegere. Voi avea profituri, cu siguranță, asta trebuie să știi, că trebuie să nu te aștepți că peste noapte se petrec miracole, dar să te poți aștepta că peste noapte se pot schimba niște lucruri, din bine mai puțin bine, datorită unui anturaj. Unor persoane inconstante, adică asta poate fi într-adevăr peste noapte, se poate întâmpla. La varianta numărul 3, varianta numărul 3 ce ar trebui să știți, ce spune aici al treilea ochi, ochiul magic, spune că voi puteți avea o protecție divină, un sprijin. Bazați-vă și voi pe vești, aici poate ține și de vești, să vă mențineți într-un echilibru, ține puțin și de ambiții, să comunicați cum trebuie, sau fiți atenți la ce se comunică, la veștile care circulă, pentru că ele unele pot fi false, unele pot fi adevărate. Aici cumva e și o chestie karmică, voi poate intra și într-o conexiune cu alte lumi. Văd că la voi poate apărea o noutate, voi ați avut și în trecut noroc, oportunități. Poate că v-ați dorit să trăiți o viață demnă, liniștită, să învingeți dificultățile, să vă învingeți soarta, cum se spune, o karmă, să o vindecați, să vă faceți dreptate și să știți că puteți să vă faceți dreptate. Deci, dar trebuie să evitați întârzierile, contratimpul, trebuie să căutați compania persoanelor care au o karmă bună, care sunt prietenoase, pentru că altfel puteți avea întârzieri. Trebuie să vă întăriți în credință, să vă bazați pe intuiție. Văd că voi puteți avea parte chiar de căsătorie, să știți. Ar trebui să știți că pentru voi poate veni o propunere de căsătorie. Sau vă puteți împlini menirea, de aici voi vă puteți împlini menirea printr-o căsătorie. S-ar putea la unele dintre voi să apară și împăcarea. Da, la unii dintre voi s-ar putea să apară și împăcare cu cineva care se va întoarce în viața voastră. Deci asta ar trebui să știți, dacă vă doriți acest lucru, să vă rugați, să vă clarificați ceva aici, poate cu voi, dacă, adică să fiți sigure că asta vă doriți, pentru că să știți că puteți învinge prin credință, prin iubirea învinge, asta ar trebui să știți, dar trebuie să vă clarificați dacă este iubire sau nu. Pentru că văd că pot veni și de schimbări. Puteți avea o petrecere, o nuntă, o petrecere și chiar, dar trebuie să fiți totuși prudente pentru că să nu vă faceți iluzii. Vă puteți recupera într-adevăr banii, o situație de sănătate, o afacere, să vă redresați, să zic așa, într-adevăr, uite și sănătatea. Deci trebuie să fiți atenți, totuși să nu vă faceți, aici cumva trebuie să vă fiți atenți la sănătate, să nu fie ceva fals în sănătatea voastră. Adică ori să nu vă deveniți paranoici pe sănătate, ori să nu luați în calcul ceva și să fie o problemă care trebuie rezolvată. Trebuie să evitați intrigile, certurile și falsitățile,
manipularea sau să nu vă folosiți, cum se spune, corect de darurile, harurile voastre, pentru că voi aveți daruri și haruri, dar trebuie să le folosiți corect, pentru că se pare că și în trecut ați stârnit niște invidii, niște gelozii, posibil că datorită unor daruri, unui noroc neașteptat care l-ați avut voi în trecut, sau faptul că voi ați avut un dar pe care l-ați folosit, v-a stârnit și o intrigă, o gelozie aici văd care apare și cu magie, cumva e ceva karmic la voi, dar acum aveți ocazia să învingeți această vrăjitorie, magie, cineva care poate va încerca să vă manipuleze puțin. Da, are legătură poate și cu o despărțire. Și ține puțin și de calitatea persoanelor care ați avut și voi de-a face, într-adevăr, cu o persoană puțin, cu idei puțin nebunești. Poate apărea și un copil pentru voi. Aici, la unii dintre voi, poate apărea și un copil, un botez, o naștere, un contract, un parteneriat. Poate apărea chiar să cunoașteți o persoană solară. Deci, în decurs de un an de zile, ar trebui să știți că la voi pot apărea niște schimbări care țin de profesie, carieră, care țin de sănătate, țin de orice domeniu aici, cumva, doar că trebuie să nu mai repetați, poate, niște greșeli, să nu mai vă lăsați orbiți de o anumită persoană, poate care cumva vă poate pune un pericol pentru care vreo idee nebunească sau chiar voi să nu vă folosiți greșit niște daruri, niște talente, să nu vă păcăliți singură pentru că vă puteți pune singură într-un pericol să pierdeți timp sau să nu vă încărcați karma, chiar să faceți o eroare care apoi să vă aducă într-o karmă negativă, pentru că văd că aveți ocazia în această perioadă să vă împlânziți karma, să se schimbe lucrurile în bine, să vă căsătoriți, să scăpați de această situație de celibatar. Poate că până acum nu vă puteați căsători, că era într-adevăr ceva care se opunea, poate chiar o magie, o vrăjitorie, dar acum se poate curăța această energie. Așteptați-vă așadar să se deblocheze o situație în viața voastră dacă sunteți necăsătoriți. Dacă sunteți căsătoriți, puteți să recuperați niște lucruri, să vă meargă mai bine, dar va trebui poate să fiți sinceri. Sau să vă îngrijiți mai mult de sănătate, să faceți proiecte comune cumva aici, pentru că să evitați mediocritățile, să evitați superficialitățile în relația de cuplu, în prietenii, pentru că puteți avea lucruri neașteptate. Inteligența văd aici că vă poate veni cu o idee, ceva care să vă ducă într-o relansare, într-o recuperare, să evitați poate și agitația sau persoanele agitate, persoanele inconstante în sentimente. Pentru că acestea nu vă sunt poate prea de folos. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, așadar, pare că viitorul poate să vă aducă lucruri foarte frumoase, îndeplinirea dorințelor. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!